Bună, draga mea! Sunt Luna Ala. Dacă te-ai născut pe 29 mai, ești fermecătoare, prietenoasă, sociabilă, deschisă, dotată cu un intelect plin de viață și un minunat simț al umorului. Flexibilitatea îți permite să te adaptezi la orice persoană și circumstanțe. Datorită manierelor plăcute, diplomatice, poți înclina cu ușurință pe alții de partea ta. O minte și o elocvență strălucitoare te fac un partener excelent. Ești în măsură să gestionezi informații complexe și să le traduci într-o formă accesibilă altora. Principalele teme din viața ta sunt descoperirile, tradițiile și schimbul de idei. Situații dramatice și evenimente te atrag, nu ești printre cei care se tem de luptă și ești pregătită să faci față nedreptății. După propria ta corectitudine, tu aperi în mod firesc interesele organizației a cărei soarte depinde de activitatea ta, indiferent de rolul pe care îl joci, angajat, părinte, patron, cauți mereu un consens, străduindu-te să nu dictezi, și având de talentul de a asculta în liniște propunerile și criticile. Deși adesea ești preocupată de îmbunătățirea vieții altora și chiar ești cunoscută ca altruistă, nu se poate spune că propriile tale interese sunt uitate pentru totdeauna. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități, diplomație, oratorie, dispunând de, de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Tresătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu deoarece tendința născută de aminții și de înșelate poate împiedica menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a gestiona bani. Mercurul este favorabil jurnaliștilor. Vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor, planeta ta în exil este Jupiter, lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea ta de a separa cele mai importante de cele secundare și lipsa propriilor vederi, ai o natură magnetică atractivă și carismatică, poți fi extrovertă, iubești comunicarea, ești o adevărată vrăjitoare, inteligentă, ai mulți prieteni. Te adaptezi ușor la orice situație și găsești rapid o abordare a oricărei persoane. În comunicare, te prezinți ca diplomat și psiholog subtil, de aceea oamenii sunt de obicei dispuși să te urmeze. Ești un vorbitor excelent și este extrem de plăcut să discuți cu tine. De asemenea, transformi perfect informațiile complexe într-un mod accesibil pentru prezentare și înțelegere de către masa oamenilor. Tu reușești să găsești un echilibru sănătos între personal și public și nu vezi nicio contradicție între ajutarea altora și satisfacerea propriilor nevoi. Având o natură războinică, trebuie să dezvolți abilitatea de a ocoli colțurile ascuțite. Pe de altă parte, există situații în care restrângerea agresivității poate duce la consecințe negative, prin urmare, nu ar trebui să-ți suprimi furia dar cu siguranță trebuie să găsește o modalitate de a o exprima într-un act acceptabil din punct de vedere social, să spunem într-un eveniment sportiv sau o luptă verbală într-un stil de joc. Oricum, trebuie să acorzi o atenție deosebită problemei gestionării emoțiilor. Tu te vezi adesea ca fiind apărătoarea adevărului, custodea tradițiilor. Un aspect important pentru tine este regândirea fundațiilor existente din unghiul modernității, acordând de nu prea multă importanță banilor și bunurilor materiale, totuși obții posesia lor fără prea mult efort. Pentru tine este extrem de important să ai un public, acesta poate fi reprezentat de colegi de muncă, subordonații și membrii familiei. Dacă nu ai acces la public, ești supărată. Ai o minte plină de viață? apreciezi inteligența, farmecul și umorul. Tu primești o plăcere deosebită de la bătăliile verbale. Deși energia mentală domină în mod clar în tine, este la fel de important pentru tine să faci o activitate fizică. Dacă ești ghinionistă, să zicem datorită prezenței bolilor congenitale sau dobândite, încerci cu toată puterea să-ți depășești inferioritatea și să găsești o cale de a o compensa. Deși ești o personalitate foarte activă, obții cele mai mari succese atunci când reușești să gestionezi ușor și discret evenimentele din jurul tău. Te distingi față de alți nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești figuroasă, logică, erudită, iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și subevaluare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, ce este activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 29 mai soarta ta? Ești dedicată tradițiilor familiilor și menții relații bune cu cei dragi toată viața ta. Îți place să dezvolți idei noi și să le împarți cu familia și prietenii. Nu ești înclinată să eviți situațiile neplăcute? ci preferi să te confrunți cu acestea, orice nedreptate provoacă răspunsul tău, nu lași pe nimeni să jignească, nevoia de a proteja interesele companiei în care lucrezi nu ridică probleme, deoarece tu crezi cu tărie în importanța ta față de ea, ești foarte diplomată și toate conflictele încerci să le rezolvi cu un compromis care se potrivește ambelor părți ești un părinte răbdător care nu este predispus la dictatură și ești întotdeauna gata să asculți punctul de vedere al altcuiva. Nu ești indiferentă față de preocupările și problemele altora. Participi întotdeauna la viața publică, încercând să îmbunătățești condițiile de viață ale celor care au nevoie. Aceste lucruri nu te împiedică să petreci timp cu familia și să acorzi atenție celor dragi. Tu poți combina aceste două domenii ale vieții tale, fără a aduce atingere propriilor tale interese, poți fi destul de agresivă în natură și trebuie să înveți să-ți restrângi emoțiile. Cu toate acestea, suprimarea pe termen lung a personalității tale se poate termina în eșec, poate urma o explozie neașteptată sau o stare de spirit pe minus, prin urmare. Producția de exces de energie trebuie îndreptată în formarea sportivă sau în forme active de recreere. În orice caz, această problemă trebuie rezolvată. Ești mai degrabă conservatoare și aderi la vederile tradiționale ale lumii. Ai nevoie de un efort pentru a percepe în mod adecvat situația existentă și pentru a te adapta la realitatea contemporană. Nu urmărești banii și nici obiectivele de a ocupa o poziție înaltă. Totuși, bunăstarea materială este atinsă de tine fără prea mult stres prin puterea ta spirituală și fizică. De asemenea, ai nevoie de ascultători recunoscători, pentru că dorești să spictezi viața în toate detaliile și să cauți participarea și înțelegerea. În caz contrar, dispoziția ta lasă multă de dorit, ai o minte ascuțită și un bun simț al umorului, iubești să concurezi în dueluri verbale după ce ai câștigat o victorie în litigi, îți realizezi satisfacția de sine numai puțin decât reușești prin efort fizic. Chiar dacă nu ai ocazia să participi la sporte din cauza unei boli sau a unor defecte congenitale, găsești într-un fel o modalitate alternativă de ieșire din situație. În ciuda activității și asertivității tale, controlezi în mod de direct oamenii din jurul tău, împingându-i treptat în direcția corectă dragoste și compatibilitate. Deși ai nevoie de un partener constant, natura ta spontană și iubitoare de libertate te conduce de multe ori să flirtezi. Înainte de a-ți găsi un partener, probabil că vei trece printr-o multiplă poveste de dragoste. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ție lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung, poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent, o uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și zlapte poate aduce la disperare. În această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din balanță sau scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Mulți te consider altruistă, deoarece ajuți pe ceilalți, dar tu nu uiți de tine însă Acesta este exact cazul tău când reușești să găsești o combinație perfectă între public și personal, nu în detrimentul uneia dintre părți. Ești o luptătoare împotriva nedreptății și gardian al vechilor obiceiuri. Sarcinata ta este adaptarea tradițiilor la condițiile moderne. Tu nu urmărești și nici nu acționezi pentru bani și bogăție? Totuși poți deveni mai bogată fără probleme. Este extrem de important să ai spectatori, un auditoriu care ascultă întotdeauna discursurile tale de pe podium. Poate fi format chiar dintre colegii de muncă sau prieteni, dar în absența completă a ascultătorilor vei fi foarte afectată. Sănătate și boli. Ar trebui să fii extrem de precaută în situațiile în care există un pericol de vătămare corporală. Trebuie să înveți să te protejezi pentru că uneori demonstrezi o atitudine completă lipsită de griji față de viață. Trebuie amintit faptul că teama este un avertisment bun, precum și durerea, care este un semnal de disconfort fizic. Asigură-te că acorzi atenție durerii, indispoziției și fricii, care servesc ca o reacție bună de protecție a corpului. Ar trebui să vizitezi un psiholog din când în când căruia i-ai putea încredința toate problemele. În ceea ce privește dieta, cea mai bună opțiune ar fi să mănânci de trei ori pe zi, la aceleași ore, într-un program fix. Nu uita de exerciții moderate, pentru a nu crește viguros în talie. Destinul și norocul Vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele zlăbesc în mod semnificativ trăsăturile negative ale caracterului tău. Ești intenționată? înzestrată de univers cu sănătate și longevitate. Ești rapidă, plină de resurse, dar nu trebuie să te implici în jocuri de noroc, aventuri, altfel îți poți schimba dramatic soarta în rău. În condiții favorabile, vei găsi fericire și prosperitate. În familia înțelegere reciprocă, o atmosferă de iubire și bunăstare. Sfaturi pentru tine ar trebui să înveți să-ți păstrezi controlul asupra agresivității tale născute. Bineînțeles, aceste lucruri nu înseamnă că întotdeauna trebuie să răspunzi la agresiune altcuiva și răutate cu acceptare. Există situații în care agresiunea și furia sunt utile și necesare, dar ar trebui să poți scăpa de violență. În loc să intri într-o luptă, este mai bine să folosești spiritul. Arta oratorică sau să dai drumul laburilor într-un eveniment sportiv. În orice caz, trebuie să înveți să te controlezi în orice situație, dacă este necesar, nu te teme să cauți ajutor în alte părți, împărtășește ți problemele celorlalți, învață să te protejezi împotriva pericolelor externe. Asumați riscurile. Controlează-ți șovinismul când este vorba de simpatiile și antipatiile tale personale. Nu este nevoie să te străduiești să atingi perfecțiunea, doar încearcă să scapi de deficiențe. Evita situațiile inutile periculoase, nu lăsa emoțiile să te controleze. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor ca uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât te nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să visezi în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura te bești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint, este mai bine să nu primești unele deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutimice asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru, dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus, dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să se reprimești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva, dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază.